Bailarte, mi amor. Salutare! Eu sunt Andrada Nistorică și astăzi este joi, adică este o zi pentru dans în doi. Chiar dacă acum sunt singură aici, să știi că de fapt nu sunt. Îl am alături de mine pe senior Bogdan Cotisă Nistorică. Soțul meu, minunat și simpatic și drăguț. Bună ziua tuturor! Suntem aici pentru a dansa joi în doi. În fiecare joi, de fiecare dată, sper și pentru voi în doi. Pentru că noi doi suntem aici amândoi. Pentru voi! Pentru voi! Hai să începem cu pasul de bază la bachata. Rapid, cât să știm exact cu ce se mănâncă. Ok? Cu fața la oglindă. Da, fața la oglindă cu toată lumea. Și acum, nu uitați mai întâi de postura. Încălcâiele apropiate, vârfurile depărtate, îndoi ușor genunchii, spatele drept, abdomenul plat și zâmbiți. Întotdeauna zâmbetul vă va face să faceți tot ce faceți în viața asta cu foarte mult drag. Pornim cu piciorul stâng la stânga și avem pas, lângă, pas, punctăm, pas, lângă, pas, punctăm. Acum observați, începem cu piciorul stâng în partea stângă și avem un pas foarte clar, pășim exact lângă, mergem mai departe, iar punctul îl punem pe prima treime a piciorului, respectiv degetul mare și perniță, lângă piciorul stâng. La fel mergem și în cealaltă parte și avem drept, lângă, drept și punctez. Țineți călcâiul sus, în așa fel încât să vă fie foarte clar unde aveți greutatea și să știți că acel picior va merge mai departe. Și din nou, 1, 2, 3, punctez, 5, 6, 7, punctez, 1, 2, 3, punctez și 5, 6, 7, punctez. Dacă băieții pornesc cu piciorul stâng, atunci când o să dansăm în pereche, noi, fetele, o să pășim cu piciorul nostru drept. În momentul în care intrăm în pereche, domnilor, noi întotdeauna cerem, iar noi, fetelor, întotdeauna vom oferi. Coatele, să aveți grijă să fie în linie dreaptă, dar respectiv antebrațele sunt paralele cu solul, dar mai ales antebrațul ei trebuie să fie paralel cu solul. Dacă băieții sunteți mai mici, atunci linia va fi înspre sus. Dacă băieții sunt mai înalți și fetele mai micuțe, atunci trebuie să avem grijă ca linia aceasta dreaptă să meargă în jos. E foarte important și pentru fete și pentru băieți să aveți grijă la cot, da? Să nu fie în spate și chiar dacă vreți să vă apropiați mai mult, da? Aveți altă soluția. Tehnică de apropiere și atunci să aveți grijă ca cotul vostru să fie pe linia corpului, da? De la jumătatea corpului înspre față. Și în momentul acesta putem să facem pasul de bază. Băieții vom porni cu piciorul stâng. Fetele cu dreptul. Și avem 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7, 8, stâng, drept, stâng băieții. 6, 7, 8, 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7, 8. Super! Acesta este pasul de bază făcut împreună și dacă vă păstrați zâmbetul pe buze, o să vedeți că o să aveți garantat o zi foarte frumoasă. Trecem mai departe! Trecem mai departe și vom învăța o figură foarte, foarte specială din nomenclatura bailartică antică, ce se numește guguștiucul. Sau în engleză, the guguștiuc. Să știți că noi așa îi spunem în bailarte, dar are și o denumire oficială. Are mai multe denumiri. Se numește și rap, se numește și pretzel, dar parcă nu sunt la fel de savuroase ca și guguștiucul. Ok? Și vă arătăm imediat de ce se numește guguștiuc. Mai întâi, doar vă arătăm cum arată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ați văzut? Ați văzut cum suntem aici ca niște guguștiu? Prr, prr, guguștiu, ce suntem doi. Eu sunt un guguștiu, ea este o guguștiucă. Și dacă ne mai și uităm unul la altul, atunci o să fim niște super guguștiuci. Da? E foarte frumos, mai ales într-o zi friguroasă de toamnă, să faceți această figură pentru ca apropierea să fie desăvârșită. Și acum, intrăm în explicații. Pasul de bază, 1, 2. Stânga sus, băieții, palma este orientată spre ea,
cotul stâng privește în exterior pentru noi. Iar pentru fete, cotul nostru e foarte important să fie orientat în jos și aici o să aveți un unghi de 90 de grade. Fetele, cele care n-ați mai dansat deloc, în momentul în care băiatul are o mână ridicată sus, acela este semnalul că urmează o întoarcere. Când urmează? Când vrea băiatul. Da, o să simțiți că el intră în spațiul vostru aerian și atunci veți urma acea conducere. Mâna dreaptă o păstrăm jos, nu-i dăm drumul pe parcursul întoarcerii și băieții vom merge în pas de bază. 5, 6, 7, 8. De aici mergem înainte, exact cu picioarele cu care am ajuns până aici, respectiv stângul va merge pentru băieți în față și dreptul pentru fete. Și avem 1, 2, 3. Pe 4 vom puncta ușor lângă, prima variantă, cea mai simplă, să nu ne stresăm, după care mergem cu dreptul în spate. Cu 5, fetele? 6, 7 și punctăm. Mai mergem o dată. 1, 2, 3, punctăm și în spate, 6, 7. Pe 8 când punctăm, pregătim brațul din nou, croșeul de stânga, pentru a o întoarce pe domnișoară cu claritate și cu anticipație. Și cu finețe. 1, 2, 3, suntem palmă pe palmă dacă faceți în modul acesta întoarcerea și la final, băieții, din nou, va trebui să ajungeți dedesubt. Și pas de bază, 5, 6, 7, 8. Haideți să facem și din cealaltă parte pentru a putea să ne urmați mai bine. Pasul de bază, 1, 2, stânga sus și stop. Încă o dată. Cotul în exterior, băieții, palma orientată spre fată și de obicei o întoarceți doar cu două degete. De obicei le alegem pe acestea, ok, rock on, degetele care sunt în interior. Și o întoarcem, 5, 6, 7, 8. După care mergem înspre direcția opusă. Și avem 1, 2, 3, punctăm, 5, 6, 7, punctăm, 1, 2, 3, punctăm, 5, 6, pregătesc mâna stângă și o întorc înapoi, coboară toate mâinile, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 și 5. Nu-i așa că este frumos? Hai să facem acum pe muzică, cu tot cu pas de bază și cu guguștiuc. Până pune cotisă muzica, vreau să vă spun încă 2-3 detalii pentru noi fetele. Da? În momentul în care băiatul cere mâna și o pregătește pentru întoarcere, v-am zis că atunci când băiatul are o mână sus pregătită, înseamnă că urmează să ne întoarcă. Băiatul are două degete, noi zicem poziția pistolarului, în hucul nostru, în cârligul nostru. Și atunci, fetelor, noi trebuie să avem acest cârlig în momentul în care băiatul ne întoarce și să fim foarte atente să nu-l strângem de degete, da? Păstrăm acest cârlig astfel încât degetele lui să se poată roti în această poziție de hook. Pe muzică! 7, 8, 1, 2, 3, punctăm! 5, 6, 7, 8, stânga sus și 8, cu știucă! 5, 6, 7, 8! Pregătim și-o întoarcem înapoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, în cealaltă parte. 5, 6, 7, 8. Stânga sus, cu cuștiuc. 5, 6, 7, mergem cu ea la plimbare. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 și 4. 5, pregătim, roșeul. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, ai, ai! Acesta a fost primul nostru mic tutorial pentru proiectul meu Joie pentru dans în 2. Sperăm că v-a plăcut și să vă fie de folos. Și nu uitați să vă bucurați mereu de dans, iar fetelor, să fiți înțelegătoare cu partenerii voștri, că sunt foarte importanți și tare bine să ne putem bucura împreună de dans. Pentru ca și joia viitoare să fiți tot doi! Ca dacă înțelegeți ce vreau să spun, pentru că în doi viața e mai frumos. Și cu soare. Acestea fiind spuse, vă dorim o zi de joi minunată! Vă pupăm și ne vedem data viitoare! Salut! Pa, pa! Bailarte mi amor, bailarte mi amor.